Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cuvântul și rugăciune. Omul chibzuit vede răul și se ascunde. Proverbe, capitolul 27, versetul 12. Half Dome este un pisc de granit care se înalță deasupra văii Parcului Național Yosemite. Ultima parte a urcușului se face ținându-te de cabluri fixate în stâncă. Ele au fost puse acolo pe post de balustradă pentru a te proteja și a te ajuta să ajungi în vârf. Mary Hunt scria, citez, ascensiunea finală pe suprafața de granit abruptă este de departe cea mai provocatoare. De îndată ce vezi frânghiile, simți un sentiment de groază cum nu ai mai cunoscut niciodată, dar nu ai de ales decât să-ți termini ascensiunea. În acele clipe ești recunoscător că există balustrada de care ai nevoie ca să te tragi până la vârf. Secretul puterii de a continua atunci când simți că vrei să renunți este să instalezi frânghii în viața ta înainte de a avea nevoie de ele, astfel încât când te confrunți cu situații dificile, ajutorul necesar pentru a reuși să fie acolo, gata să te protejeze de propriile temeri și atitudini care îți dăunează. Am încheiat citatul. Înțeleptul Solomon ne-a lăsat scris în Proverbe, capitolul 27, versetul 12, omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Mai devreme sau mai târziu te vei confrunta cu un munte pe care nu-l poți cuceri singur. Însă dacă acele frânghii de care ai avea nevoie sunt la locul lor, îl vei cuceri. Care sunt ele? În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia a zis, cuvintele tale au fost veselia inimii mele, Ieremia, capitolul 15, versetul 16. Citește cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu te va întări. Astfel când vin necazurile, vei putea să le ții piept. Cuvântul te va însoți în mersul tău, te va păzi în pat și îți va vorbi la deșteptare. Proverbe, capitolul 6, versetul 22. O altă frânghie. O viață de rugăciune solidă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov, capitolul 5, versetul 16. Timpul petrecut cu Dumnezeu te schimbă, te face mai asemănător cu Domnul Iisus și te întărește pentru ceea ce va urma. Ia-ți și tu un timp pentru cuvânt și rugăciune, chiar acum.